Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O treime dintre mașinile second hand din Germania care ajung în România au kilometrajul dat înapoi. Nu cred. Arată o cercetare, doar o treime. Imposibil. Arată o cercetare a Asociației Germane ADAC. ADAC, înțeleg că e un fel de ACR așa, Automobil Clubul Român, dar nemțesc. Dar le-au dat înapoi... E cu intenție. Sigur, dar de acolo, de la ei, de moment ce le constată ei, sau... De la ei. Și le mai dau înapoi și ai noștri. Deci problema e la ei. Da. Practic, cum se face asta? Se întoarce mașina cu roțile în sus și dai cu mâna înapoi. Da. S-a pățit? Deci ce faci, frate, când cumperi o mașină? Da? În primul rând, uite, asta este unul dintre motivele pentru care eu ezit, întotdeauna am ezitat să-mi cumpăr o mașină la mâna a doua. Dacă nu cunosc, dacă nu cunosc omul ăla personal, să știu că e primul proprietar, că e om serios. Nici atunci nu e sigur. Da, exact. Că dacă vrea să scape de ea... Ce faci, domnule, când iei o mașină? Da, asta ești fericit, ți-ai adus-o din Germania pe platformă, te urci în ea, ia, uite, are numai 80.000 de kilometri. Și după aceea o vede un meseriaș și zice, moșule... De la jumătate de milion în sus. Da. Asta. Ce faci? A pățit cineva? 0372069599, numărul nostru de telefon. ADAC sau... zice cineva, e o firmă de asigurări. Deci nu e ACR-ul. Eu nu cred că e firmă de asigurări. Așa spune cineva pe WhatsApp. Cred că e un fel de rar. Da, băi, mă rog, sunt niște oameni care se ocupă cu chestia asta. E ceva cu mașini, oricum. Documentat. Cineva? Da. Ceva nemțesc. Deci 0728-3132, mesaje pe WhatsApp. Dacă vreți, dar le difuzăm acum. Deci nu știu dacă putem să le și ascultăm. Grăbiți-vă. Sau telefoane, da. 037. Mai degrabă. 037. Ce faci când iei o mașină cu kilometrajul dat înapoi? Testele pe care le-au făcut nemții arată că mașinile moderne permit în continuare modificarea kilometrajului. Poliția din Germania, întrebată de ADAC, de fapt așa e, apreciază că fiecare a treia mașină cumpărată second hand, aflată pe șoselele din Germania, a avut o modificare a kilometrajului. Și cele mai multe dintre aceste mașini ajung în România prin intermediul samsarilor care le vând la târg sau prin achiziții directe, scrie ziarul profit.ro. Inginerii ADAC au reușit să schimbe kilometrajul la trei mașini mai noi. Un Ford Kuga din 2019, un Opel Grandland, nici nu știam că există, din 2020, da, 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 și un Peugeot 208 din 2019, îi spun că au reușit să intervină asupra mecanismului de înregistrare a kilometrilor în câteva minute, cu ajutorul unui dispozitiv cumpărat de pe piața liberă. Deci nici măcar nu e complicat, poate să facă oricine. Avem lămuriri, în primul rând, ADAC e ACR, ne-a scris Mihai, care e chiar membru ADAC. Okay. Adică, da, sunt multe mesaje. Asta. Deci ADAC e ACR. Am stabilit o treabă. Așa. Deci kilometri dați înapoi. Accesul inginerilor a fost atât de ușor încât s-a realizat la două dintre mașini prin portul de diagnostic al mașinii. Iar la trei a fost totuși nevoie de conectarea direct la kilometraj. Softul respectiv, adică oamenii s-au dus și au cumpărat de pe piața liberă, un soft cu care umbli la kilometraj. Se face, deci, softul respectiv conține instrucțiuni pentru alte 170 de modele de automobile fabricate după 2019. Deci, practic, se doare capul. Toate. Da. Nu știu, 107, adică în 2 ani, presupun că sunt o grămadă de mașini. Cele mai multe victime ale acestei manipulări sunt clienți privați. Deci, tu vorbești cu prietenul tău, pe care îl știi, și zice, am eu un băiat, aduce din Germania, e serios. E treabă, mi-am luat și eu. Și tu e de la ăla. Ăla poate să fie bine intenționat, săracul de el, dar și el se duce, cum face? Cumpără o mașină, se uită la kilometraj, cred că e de bun simț, adică dacă în principiu ar trebui să știi, bă, dacă are o mașină care are 2 ani, 3 ani, nu poate să aibă mai puțin de 100.000 de kilometri în Germania. Adică dacă o vezi totuși are 30.000 de kilometri, ar trebui să intri la bănuieli, nu? Uite, a pățit o ascultătoare de-a noastră, săraca Corina, zice, am cumpărat o mașină cu 80.000 de kilometri, condusă evident doar de o bătrânică, m-a lăsat fix în drum. La verificare avea 370.000. Când am fost la cel care mi-a vândut-o, mi-a spus, nu te pricep cu coană. Mașina la 370.000 e ca nouă. Ai văzut? Adevărul e că e teza asta, știi? Dom'le, motoarele astea sunt făcute să meargă 2 milioane de kilometri. Alex propune, Alex propune să dăm la loc înainte kilometrajul. Adică? Adică dacă ce s-a dat înapoi, să-l dai înainte. Adică tu să corectezi. Te corectezi. O cumperi. Dar la cât? Și nu pui cât
Care crezi tu? Puneți, mai puneți încă 50.000 de la cât mine. Crezi? E o poveste interminabilă. Problema, știi care e? Că dacă ai, de exemplu, iei o mașină și scrie că are 85.000 de kilometri și are kilometrajul real la altă valoare, mult mai mare, sunt niște schimburi de piese care trebuie făcute. Corect. Cea mai nasoală este cureaua de distribuție. Da. Dacă ai motor cu curea de distribuție și nu schimbi la timp cureaua de distribuție, ai încurcat-o. Ei, mi s-a rupt cureaua de distribuție la prima mașină. Pentru că, în primul rând, nici nu știam că trebuie schimbat ceva. Ok. Habar n-aveam. În al doilea rând, nu cred că mergea kilometrajul. Și ca atare, când am plecat eu odată de la semafor de la Iancului, mergând înspre pasajul muncii, da, am accelerat și în jumatea intersecției, în timp ce turam motorul, s-a auzit glânc și după aceea s-a oprit motorul. Și asta a fost tot. Și din inerție m-am dus frumos pe dreapta, se rupsese cureaua de distribuție, mi-a îndoit 4 valve și asta a fost o bătaie de cap teribilă să pot să repar motorul respectiv. Uite, ne-a... Noroc că mai cumpărase, adică la mașina respectivă l-am dăduse în portbagaj și un motor. Ah. Ne-a trimis Adi un mesaj cu o soluție și aș vrea să ascultăm soluție de la el. Dacă vrei să iei o mașină, să nu ai vechi kilometrajul dat înapoi, trebuie să suni la cine vinde mașina și să-i spui că o cumperi pentru Germania, nu pentru Europa. Dacă cumperi o mașină pentru Germania, n-o să-ți dea nimeni kilometrajul înapoi, pentru că se face pușcărie pentru așa ceva în Germania. Când suni, te întreabă direct pentru Germania sau pentru Europa de Est. Dacă îi spui pentru Europa de Est, dă kilometrajul înapoi. Dacă îi spui că pentru Germania, n-o mai vinde. Dacă are kilometrajul dat înapoi, n-o mai vinde. Dacă e pentru România, numai puțin să o pregătim. Dar stai puțin, că vă fac frumoasă. Poliția din Germania, repet, apreciază că fiecare a treia mașină cumpărată second-hand, aflată pe șoselele din această țară, a avut o modificare a kilometrajului, scrie Profil.ro. Pe șosele în tranzit spre Europa de Est, în sensul ăsta. Sunt mai mulți ascultători care ne recomandă în încheiere site-ul sau aplicația Car Vertical. Deci Car Vertical. Pentru verificarea seriei de, după seria de șasiu a mașinii, că acolo apare tot ce daune au mai fost. Istoricul. Dacă are istoric de servis corect, pentru că altfel nu. Păi, în principiu, în țările civilizate, pleci de la premisa asta, că are un istoric corect, mai ales dacă... Atât. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.